vreau să spun că noi am ținut cont de, aș spune eu, nu numai de 2006, de o listă care noi s-o cătim, dar am ținut cont de evoluția rugbyului din până la 2006 și după 2006. Astăzi ne aflăm în 2013. Federația de rugby a activat până acum. Noi ne aflăm în 2013 și noi am respectat regulamentele, statutul federației și deciziile biroului federației în tocmai. Au fost juriști care au pus totul la punct, care au stabilit, am stabilit împreună și am făcut în tocmai cum prevede deciziile de birou și deciziile statutul Federației de Rugby din Moldova. Păi eu înțeleg, e problema că pe ei nimeni nu i-a exclus. Vă dau exemplu, sunt persoane care nu au plătit cotizațiile, da? Și au fost excluse. Dar după aia au revenit și au scris cereri în federație și i-am primit. Nu era o problemă. În ultimii 3 ani ei nu vreau să vină, să plătească cotizațiile, nu vreau să fie activi în federație. Care cine e problema? Cine încurcă ca să vină să dovedească, în primul rând, că vreau să fie afiliați ori să facă activitate în cadrul federației? Păi, dar ei nu sunt membri cu drept de vot. Nimeni nu zice că dacă ei de 3 ani nu au plătit cotizațiile. Păi, imagine, eu vorbesc cu una din probleme care este. Dar sunt mai multe probleme acolo, care legate de chestii, de dosare penale, de chestii, de mai multe, care noi nu vrem să le divulgăm pentru că încă nu este decizie finală a judecăților. Deci sunt mai multe. Eu, numai că nu am acum, e problema că a venit la federație, a venit cu o cerere și a depus. N-a spus nimic că vrea să depună candidatura. Dar cu mare plăcere dacă vrea să depună, dar unica problemă care este scris în statut, trebuie să fie membru a federației. Dar el personal, eu chiar nu odată, chiar și la televizor, în emisie, i-am spus, domnul Bolea, vine și plătește cotizații. El nu vrea să plătească cotizații. Să știți că Federația Internațională a exclus două țări. Este vorba de Grecia și de Armenia, ca membru a Federației Internaționale, pentru că n-a plătit cotizații. Este o chestie care se privede de legislația Republicii Moldova, de legislația asociațiilor obștești. Și în statut este obligatoriu orice membru a Federației să fie achite. Păi atunci, în 2010, a fost adunarea generală. Până astăzi. Păi cine le-a interzis să vină în federație să plătească? Toți au plătit cotizația până acum. Păi 100 de lei în fiecare an, atâta, un simbolic, să vină să facă chestia asta. Nu e sumă enormă, pentru că la noi nu sunt asociații, obștiești, afiliate. La noi sunt membri, persoane fizice. Este diferență. Poți să vină asociația să plătească, are 40 de membri, ori 30, ori 20, plătești 2.000, 3.000 de lei pe an. Nu e o problemă, e problema că ei au mers pe altă cale, calea care au pus probleme dezvoltării rugului. Asta e problema cea mai mare. Eu i-am chemat pe toți, că au fost câțiva băieți care cred eu că înțeleg și i-am chemat. Hai de luni să ne așezăm, să discutăm. Nu e problemă. Eu sunt gata să ne ascultăm, să facem aceea ca să nu meargă deciziile noastre, ori ceea ce facem noi în defavoarea rugului, dar în favoarea rugului.